Da, bună seara, bine v-am găsit o nouă ediție a emisiunii Dale Buzoianului. Ca de obicei, vineri discutăm despre și analizăm, de fapt, cele mai importante evenimente ale ultimei săptămâni de aici de la noi, de la Buzău. Tot ca de obicei, alături de noi, vineri, pentru a diseca aceste evenimente, ne ajută domnul profesor Mircea Costache. Vă salut, domn profesor, mulțumesc frumos pentru prezență. Bine v-am găsit. Mai multe subiecte avem și de astăzi câte ceva, întrucât astăzi fu ședință de Consiliu Local la Primăria Municipiului Buzău. Ca de obicei, la sfârșit, domnul primar Constantin Boșcodeală a dat câteva informații interesante, zic eu, pentru buzoieni. O să începem emisiunea noastră discutând despre gratuitatea promisă de domnul Boșcodeală din septembrie pe transportul public local cu autobuzele. Domnul primar începe să o dea cotită. Începând de astăzi, a început să o dea cotită, domnul primar. Cu asta o să începem, o să discutăm și despre, evident, cazul Florin Toader, care sper să termine săptămâna asta, dar doar sper, nu sunt convins că se va întâmpla și așa. Domnul primar și totodată Naș îi ține partea consilierului său și totodată finului său, domnul Florin Toader. Domnul Boșcodeală consideră că finul său este complet nevinovat și că toată lumea s-a legat pe nedrept de finul său. O să avem și o declarație a domnului primar Constantin Boșcodeală. Da, și un document, surpriză, pe care l-am primit astăzi. Peste câteva minute aflați despre ce e vorba. O să discutăm, evident, despre un alt eveniment important al ultimei săptămâni, despre căderea proiectului numit Marea Asfaltare. De data asta, oficial, a recunoscut-o chiar și domnul primar Constantin Boșcodeală astăzi. O să discutăm despre creșterea prețului la apă de la 1 iulie. În ședința de Consiliu Local a ținut un speech inclusiv domnul Ionel Tescaru, venit pentru a-i convinge pe consilier să voteze acest proiect. Cu niște argumente a venit domnul Tescaru. Iar în partea a doua sau de finala emisiunii o să analizăm niște declarații ale domnului Bârlă și ce mai e pacip în orașul Buzău sau ce a mai fost în ultima săptămână. Astăzi, la declarațiile de la sfârșitul conferinței, eu am rămas siderat, unii ar zice sidefat, dar am rămas siderat de o declarație a domnului primar Constantin Boșcodeală. Domnul primar susține că ăștia de la Transbuz nu-s de acord cu acordarea gratuității din luna septembrie pe autobuz, lucru care intră în totală contradicție cu ceea ce știam eu de la domnul Jercan, directorul Transbuz. Eu vorbesc foarte rar cu domnul Jercan, dar de două ori, de câte ori am vorbit în ultima lună cu dânsul, mi-a spus domnul Jercan că este completamente de acord cu acordarea gratuității. De-abia așteaptă, da, să se acorde gratuitatea la autobuz. Dacă nu mă credeți pe mine, haideți să vedem declarațiile, da, pe care noi le avem. Umblăm cu documente, da, cum s-ar spune asta în televiziune, documentele noastre sunt declarațiile. Începem cu domnul Jercan, da, care spune că este de acord cu acordarea gratuității. Părerea e binevenită, e foarte bine, nu? Oamenii la Buzău va mai stoc, nu au bani. Orice cetățean care nu pierde un ban, nu îmbrățișează sau îl câștigă. Și o părere e binevenită, e foarte bine, nu? Oamenii la Buzău va mai stoc, nu au bani. Orice cetățean care nu pierde un ban, nu îmbrățișează sau îl câștigă. Și o părere e binevenită, e foarte bine, nu? Oamenii la Buzău va mai stoc, nu au bani. Orice cetățean care nu pierde un ban, nu îmbrățișează sau îl câștigă. Da, de trei ori am repetat spusele domnului Jercan, declarația dânsului era evident mai amplă, dar cred că v-am convins, dacă domnul Jercan este de acord cu așa ceva, că e binevenită acordarea gratuității pentru toți buzoienii, dar și pentru societatea dânsului Transbuz. Da, iată totuși că domnul primar Constantin Boșcodeală susține cu totul altceva. Tot așa, de trei ori, declarația domnului Boșcodeală, surprinzătoare de astăzi. Punctul de vedere al societății este ca
gratuitatea să nu fie acordată, punctul de vedere al societății este ca gratuitatea să nu fie acordată, punctul de vedere al societății este ca gratuitatea să nu fie acordată. Da, mărturisesc că am fost foarte nedumerit din momentul declarației domnului primar, nedumerit sunt și acum, cine o fi având, Doamne, dreptate. Domnul Jercan, care mi-a spus lucrul ăsta de vreo două ori, da, mie personal, da, și pe înregistrat, da, s-au făcut știri cu lucrul ăsta, da, că Transbuzul susține, de-abia așteaptă să acorde această gratuitate, sau domnul primar Constantin Boșcodal, care afirmă, cum ați auzit și dumneavoastră, contrariul, că cei de la Transbuz nu sunt de acord cu acordarea gratuității. Cine minte? Domnul profesor, ați ascultat și dumneavoastră cele două declarații complet diferite. Păi una este discuția administratorului Transbuz cu primarul municipiului, care se poartă în alți termeni, nu? Pentru găsirea de soluții optime. Pentru căutarea celor mai bune soluții pentru toată lumea. Pentru adică cetățe. Credeți că nouă ne-a zis una domnul Jercan și alta i-a zis domnului primar? Nu că v-a zis, probabil că a vrut să spună așa. În principiu, cine nu s-ar bucura ca un cetățean care plătește o sumă de bani ca să ducă și să vină de la serviciu în fiecare zi, să aibă acest serviciu public gratuit? A spus cine? Asta întrebare va adresa. Cine e ăla care să spună că vrea să plătească atunci când îi se oferă ceva gratuit? Deci el v-a spus o problemă privită din punct de vedere cetățenesc, din punct de vedere al beneficiarilor serviciului de transport. Se poate deduce și în felul ăsta declarația domnului Jercan. Iar vă discuția, spun că discuția tehnică de director al Transbuz și cu primarul se poartă în alți termeni. Acolo e vorba de finanțare, acolo e vorba de socoteală, e vorba de buget, e vorba de bani, e vorba de nivel de salarii, e vorba de alte lucruri. Vă garantez, domnul profesor, că domnul Jercan este și din punctul ăsta de vedere, sau cel puțin la momentul discuției pe care am purtat-o noi din presă cu dânsul, era și din toate punctele de vedere de acord cu acordarea gratuității. Dom'le, poate să schimbe omul ideile. Știi că la șef intri cu a ta și ești cu a lui. Așa se spune. Ești cu idee, te duci cu o idee de-a ta și ești de acolo cu ideea lui, că de-aia e șef. Da, mai degrabă aș merge pe spusele astea. Da? Că domnul Jercan, probabil după discuția cu domnul Boșcodeală, dacă o fi avut loc, mai e valabilă și o altă ipoteză, domnul profesor. Ca domnul Boșcodeală să nu stăpânească subiectul. Dânsul să nu știe, de fapt, să nu fi vorbit, de fapt, niciodată cu domnul Jercan și să nu știe care este părerea domnului Jercan. Eu pe ipoteză asta merg. Domnul Boșcodeală habar n-are despre acest subiect și n-a vorbit niciodată cu domnul Jercan și nu l-a întrebat niciodată ce părere are dânsul despre așa ceva. Și de asta a spus omul ce a trecut prin cap în momentul respectiv, că Transbusul nu e de acord. Nu ce a trecut prin cap. A spus ce ar vrea el să îi se răspundă la întrebarea asta de către Transbuz. Când ar fi de acord. Dar surpriză, ăștia de la Transbuz sunt de acord cu treaba asta. Nu știu eu dacă sunt chiar de acord. Acum, dacă îi mai întrebați a doua oară, după ce a avut eventual o discuție cu primarul, s-ar putea să aibă Sunt convins că dacă îi mai întrebăm acum a doua oară, vor spune ca domnul Dar primar. Dar dincolo de inadvertența asta la nivel declarativ, ar fi de discutat pe fond, din punct de vedere cetățenesc, din punct de vedere edilitar, din punct de vedere așa, care ar fi soluția cea mai bună? Mai e de discutat ceva, domn profesor. Da. Și suceala domnului primar. Erați aici în emisiune cu mine când am pus declarațiile domnului Boșcodeală în urmă cu câteva luni sau poate chiar câteva săptămâni, în care domnul Boșcodeală era de acord cu acordarea gratuității. Venea și cu argumente dânsul, că așa se face și în vest, că oricum subvenționăm 90% de la Transbuz, ce mai contează un mizilic de 10%. În vest nu știu dacă a avut timp să documenteze, dar măcar la Ploiești Vest, adică la Ploiești, acel lângă noi, unde deja funcționează gratuitatea de anul trecut, acolo cred că s-a putut documenta și atunci era chiar după ce se introduseseră la Ploiești
și a dat o temă și pentru Buzoieni. De unde suceala asta a domnului primar, la fel lipsa de pregătire? Mă gândesc că dânsul, fiind cu procesele astea multe pe care le are, nu prea mai stăpânește cu adevărat lucrurile care interesează pe Buzoieni. Nu, probabil. Și azi zice una, acum bate vântul așa, mâine zice alta. Nu, că nu poți să spui după un om care se apropie de două decenii în funcție de primar al municipiului să nu stăpânească problema. Eu l-am mai prins pe domnul Boșcodeală de mai multe ori în offside, cu declarații aiuritoare. Din potrivă, se ajunge la un moment dat la o rutină care te duce spre superficialitate. Ai impresia că știi tot și nu mai ai nicio noutate, nu trebuie să-ți mai bați cap cu nimic, că tu știi. Și atunci poți să le iei în ușor așa și să privești lucrurile superficial. Da, și să uneori cu această siguranță să te contrazici pe tine însuți. Dom'le, dacă te contrazici și tu tragi două palme în oglindă, nu te vede nimeni, e vorba de să n-aibă impact negativ, una mai mică azi, una mai mare mâine, asupra bunul mers al treburilor în comunitate. Da, mai avem o declarație a domnului Jercan. Zilele trecute, domnul viceprimar Fănică Bârlă a venit cu un argument să nu se acorde gratuitate pentru toți buzoienii, susținând domnul Bârlă că va fi aglomerație mare pe autobuze și că în termen de vreo 6 luni se paradesc autobuzele pe care le deține Transbuz în momentul de față. Din nou și aici sunt păreri divergente. Ascultăm declarația domnului Jercan, care nu crede lucrul ăsta. Zice, dimpotrivă, autobuzele pot duce fără probleme peste 100 de călători, în orice moment, fără să aibă probleme. Auzim declarația. Veți avea mai mulți călători și există și riscul ăsta, spune-ne, să nu fie cumva foarte aglomerat. Păi nu durează mult să cumpere 10 autobuze, una. A doua problemă, dacă mai cumpărăm 10 autobuze, ar veni la o frecvență de 80 minute pe fiecare traseu. Și un lot 10 minute poate să aștepte fiecare. Și a doua problemă, astea sunt mari, la 100 de locuri, deci în cap, fără probleme. Da, ați văzut declarația domnului Jercan, astea sunt mari, la 120 de locuri în cap, foarte bine călători. Luăm și un prim telefon în direct din partea unui telespectator. Bună seara! Bună seara! Vă rog! Nu știu de ce vă miră acest lucru la Boșcodal, la primarul sau nu știu. Asta este meseria noastră. Numai o secundă, fiindcă el nu face altceva decât să-și urmeze șeful său, edilul său, mare nostru prim-ministru, Pinocchio sau Stănculescu II. Promite ceva, se uită, că asta e la noi, se uită ce promite el. Cam asta este problema. Am înțeles. Se uită multe. El, dacă vă mai amintiți, a mai promis multe, multe și cu asfaltarea și cu tot. N-are rost să mai... Pur și simplu mă uit la emisiune, dar mă și miră uneori chestia asta cu Boșcodar. Dar poate s-o termina odată și ajunge unde... Nu, asta este altceva. Eu discutam vis-a-vis de declarațiile dânsului, că să-și contrazice... Declarații, păi a uitat, nu? Da. Bine, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu... Eu l-am întrebat mai multe pe domnul primar Constantin Boșcodeal legat de acest subiect. Senzația mea sinceră este că domnul Boșcodeal s-a sucit și nu mai vrea să acorde gratuitate din septembrie. Domnule, atenția distributivă îți mai joacă feste. Nu poți să te gândești în fiecare secundă cu maximă precisiune și în cunoștință de cauză la toate aspectele vieții. Spuneai mai înainte că omul poate să fie și sub presiunea unor altor evenimente personale și atunci să considere că Transbuzul merge și fără să ne frământăm noi prea mult creierul așa. Că are roți și roțile se învârt și că trec mai des în stații sau mai rar, că e mai așa sau că mai dau oamenii un ban sau nu. Nu știu dacă se privesc lucrurile în ultima vreme cu mai puțină concentrare și cu mai multă superficialitate. Și cu mai multă superficialitate. Asta este impresia pe care... Bună seara, sunteți în direct. Spuneți, vă rog. Bună seara. Ziceți. Între Transbuz și celelalte mijloace de transport în comun, Transbuzul este mult mai disciplinat și ar trebui ca oamenii care circulă cu Transbuzul, inclusiv pensionare, să plătească măcar jumătate din bilet. Dacă te face biletul 20 de lei, 2 lei, ei să plătească măcar 1 euro, pentru că sunt foarte, foarte mulți care circulă cu autobuzele
fără niciun rost, numai să se plimbe. Și oamenii care au nevoie de acel mijloc de transport se încurcă de acești oameni. În afară de faptul că sunt foarte mulți oameni jegoși care deranjează total. Prin Consiliul Local, să facă o hotărâre pentru o disciplină cu transpuzul, pentru că cu gratuitate nu se poate, pentru că transpuzul are nevoie de bani și măcar miliardele alea care se obțin pe lună, să fie pentru îmbunătățirea acestui sistem de transport. Nu se va schimba din punctul ăsta de vedere. Știți că e cutum asta, un drept obținut nu mai poate fi luat înapoi. S-a dat acest drept pensionarilor și nu mai poate fi retras. Dar din punct de vedere al curățenii și al bunului simț în autobuz ar trebui să se întâmple niște lucruri din astea, pentru că oamenii ăștia ai străzii, oamenii care nu au niciun rost. Dar sunt taxatoarele respective în autobuz. Am văzut că mai fac curățenie până când ziceți dumneavoastră om al străzii sau unul mai beat, ceva de genul ăsta, este îndepărtat din autobuz. Nu cred că e lăsat, nu? E adevărat, dar trebuie insistată la o regulă mai cu bun simț. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, așadar solicitați mai multă curățenie și mai multă disciplină în autobuz. Bun, mergem mai departe, trecem la un alt subiect, pe ăsta doar l-am punctat așa cu declarațiile astea care se succesc așa de la săptămână sau de la lună, de la o lună la alta. Ajungem la cazul consilierului Florin Toader. S-a prezentat astăzi la ședința de Consiliul Local domnul Florin Toader. Erau păreri că după tot scandalul care a avut loc în ultimele două săptămâni și acuzele care s-au formulat la adresa acestui consilier local, va lipsi măcar de la această ședință, nu? Domnul Toader a venit, a luat loc și a votat toate proiectele de pe ordinea de zi. La final, domnul primar Constantin Boșcodeal a fost întrebat de un coleg din presă despre acest caz, dacă pătează cumva imaginea primăriei Buzău. Și totodată, întrebat fiind domnul Boșcodeal, dacă nu cumva PSD-ul ar fi trebuit să îl excludă pe domnul Toader, domnul primar a respins aceste două supoziții. Ba mai mult, domnul primar îl susține pe domnul Florin Toader și totodată afirmă că toate aceste acuzații care s-au formulat în ultimele săptămâni în mass media, dar și la poliție, plângerile care s-au făcut sau la ITM împotriva dânsului sunt nereale. Mai luăm un telefon în direct, înțeleg că mai e cineva pe fir și apoi punem declarația domnului Boșcodeală despre consilierul PSD Florin Toader. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Spuneți, vă rog. Bună seara. Spuneți. În legătură cu emisiunea noastră și cu problema cu transbuzul. Vă rog. Totuși, cred că nu se poate lua o hotărâre decisivă dintr-o dată ca să nu plătească nimeni. Totuși, pentru angajați, ar fi o problemă. Adică să poată să circule pe traseul care corespunde abonamentul și cu alte autobuze. Nu merg numai cu opul. Ar fi ceva care iar ar fi. Adică dacă zici dumneavoastră, dacă ai abonament pe o rută, pe un traseu, să mergi gratuit pe toate. Nu. Ai pe o rută, dar ruta aia, poți să mergi pe Unire și cu Ciciu și cu Optu, că e același traseu. Adică unde se intersectează anumite trasee, ziceți dumneavoastră. Da. Adică să ajute totuși că ei plătesc lună de lună abonament. S-a mai pus problema asta în discuție. Un moment. Domnul Jerc, s-a mai pus problema asta, ce ziceți dumneavoastră, în discuție. Domnul Jercan nu este de acord cu ea. Da, deci nu e... Dacă s-ar putea pentru angajați, pentru ceva, dacă se poate stimula, lucrează și aduc bani la buget și la local, măcar la abonament se reducă 50%, că ei vin, merg la servicii și vin, nu stă primă. Am înțeles. Deci o reducere la abonamente sau abonamente mai ieftine pentru cei care lucrează, da? Cititorii care vorba aia, că majoritatea tot prin economie.
Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnul meu. E o ipoteză de lucru, se poate lucra asupra sa, dar abonamentul mai este. E o discuție care poate fi destul de serioasă, privită din toate unghiurile. Pentru cel care susține că plata biletului este o garanție pentru păstrarea securității bunului, pentru a proteja mijlocul de transport și a nu-l deteriora, distruge, să vedem. Un leu 50 ăla îl responsabilizează pe orice categorie de călători să păstreze neapărat bunul sau dimpotrivă. Că securitatea mijlocului e una și costul biletului e o altă chestiune. Ați văzut că uneori facem excese. Elevii gratuit. Bun, toată lumea a fost de acord. Pensionarii gratuit, toată lumea. Dar ăla care muncește și muncește pe salariu minim, pe economie, și are nevoia cea mai mare. Nu-i tai capul elevului că a întârziat la școală, nimeni. El încă nu are responsabilități sociale să ducă pâine acasă pentru ceilalți. Pensionarul și-a făcut datoria, pensia mare, mică, nu se grăbește chiar atât de tare. Dacă ia pe următorul mijloc, dacă stai foarte aglomerat, dacă... Deci ne dispersăm atenția câteodată spre categorii care considerăm noi că trebuie să beneficieze de sprijinul comunității și neglijăm poate pe cel care apasă și impozitele și singura forță activă care ne mai ține în viață. Da, deci părerea dumneavoastră, domn profesor, dacă s-ar putea acorda gratuitate pentru salariați, ziceți dumneavoastră. Deci nu sunt împotrivă să fie acordată gratuitate pentru elevi și pensionari. Dar dacă într-o ordine de priorități, eu unul, aș acorda prioritate, chiar dacă eu sunt pensionat, aș acorda prioritate celui care încă mai muncește și care face dovada că are un loc de muncă și se duce zilnic și vine de la serviciu cu transportul local, și plătește și el taxe, impozite și trebuie să beneficieze de ajutorul comunității. Una. Doi. Dacă nu merge cu mașina proprie și se înghesuie la transportul în comun, înseamnă că el are un salariu mic. El are nevoie de sprijinul nostru. Da. Haideți să trecem la cel de-al doilea subiect al emisiunii noastre cu Florin Toader. Declarația de susținere a domnului Boșcodeală pentru finul și totodată consilierul său de la PSD. Imaginea primăriei nu poate fi stricată de partea personală a unui consilier local și încă o dată eu am același punct de vedere pe care l-am avut și în cazul meu, în condițiile în care vinovăția lui nu este dovedită, atunci foarte clar. Moral vorbind, vreau să vă spun moral așa. Domnul Toader Florin este finul meu. Are o soție care are studii superioare și este farmacistă și are 3 copii, din care 2 fete sunt clasa 1, cred că una, și o fetiță este la grădiniță, iar băiețelul s-a născut de 2 luni. Moral, din punctul meu de vedere, este că nu trebuia să apară astfel de lucruri care nu sunt corecte. Așa este moral. V-ați gândit că familia lui poate să sufere extraordinar de mult în condițiile acestea? Da, invers, domnul primar. Deci eu m-am gândit foarte clar. Dacă este vinovat, va răspunde. Da, am văzut declarația domnului primar, declarația de susținere, așa 95%. La sfârșit a zis, domnule, dacă e vinovat, totuși să răspundă. Dar, pe de altă parte, domnul primar spunea că acuzațiile care s-au formulat împotriva domnului Florin Toader, din partea fetelor, declarații preluate și de mass media, declarații care s-au făcut chiar la poliție sau la ITM, nu sunt corecte, spune domnul primar Constantin Boșcodeală. Mai echilibrăm puțin balanța din punctul ăsta de vedere. Avem un document pe care l-am primit cu câteva zeci de minute înainte de a intra în direct. Un document foarte interesant. Colegii mei l-au pregătit, putem să-l punem și pe ecran. Un document de la Serviciul de Medicină Legală Buzău. Este vorba de un certificat medico-legal întocmit pe data de 12 iunie 2015. Este vorba de numita Colnicianu Adriana, o fată de 17 ani, care susține că a fost lovită, bătută de consilierul local Florin Toader în drăgaică la una din terasele deținute de acesta. Iată ce a constatat medicul legist,
Oana Ungureanu, Iustina Oana Ungureanu, da, scrie așa, doamna doctor, pe roșul buzei superioare, lateral dreapta, există o plagă superficială de 0,6 pe 0,2 cm cu crustă hematică. Adică, mai exact, că fata a fost lovită, cum susține că a primit un pumn în buză, da? I-a dat și sângele, crustă hematică, probabil că între momentul loviturii, da, și până a ajuns fata la spital, s-a coagulat sângele respectiv. De asemenea, avem așa, rotulian dreapta, două echimoze brune de 3 pe 2 cm și 1 pe 8 cm. Mai mult, tânăra Adriana Colnicianu acuza dureri locale, dureri pe flancul abdominal stânga, unde susține că a primit și un pumn, da, în coaste, de la domnul ăsta Florin Toader. Mergem mai departe la concluzii, da, ce scrie medicul legist. Da, mulțumesc colegilor din regie. Deci așa că numita Colnicianu Adriana prezintă leziuni traumatice, deci prezintă leziuni, domn. Care au... prezintă leziuni traumatice care au putut fi produse prin lovire cu corpuri dure. Pot fi din data de 11.06.2015, necesită, și asta este foarte interesant, 4-5 zile de îngrijiri medicale. Da? Leziunile de violență nu i-au pus viața în primejdie, iar acest document, acest certificat medico-legal, s-a eliberat prezentului pentru a fi folosit în justiție, în cazul în care se va ajunge cumva în justiție. Așadar, un document foarte important, un medic legist admite că fata respectivă a fost lovită în ziua respectivă, 11 iunie 2015. Așadar, domnule primar Constantin Boșcodeală, nu știu dacă dumneavoastră stăpâniți adevărul, cum nici noi nu știm dacă îl stăpânim, dar se poate discuta vis-a-vis de această speță și nu suntem 100% convinși că dumneavoastră aveți dreptate și că domnul Florin Toader este un îngeraș care n-a lovit pe nimeni câtă vreme avem atâtea mărturii, da, făcute în ultimele zile, în ultimele săptămâni împotriva dânsului. Avem un telefon în direct. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Tăreacă, și dumneavoastră și din sensul dumneavoastră invitat. Ziceți. Nu știu dacă ați fost pus în cunoștință de către colegii dumneavoastră ceea ce s-a întâmplat astăzi, astăzi în apropierea blocului 18F unde locuiesc. E vorba de un copac care s-a tăiat? Da, da, un copac tuia, deci nu un arbust tuia, un copac tuia de 15 metri înălțime și în diametru de circa 20, care a fost tăiat mișelește de către un individ, nu se știe de către cine, rapid. Așa l-a tăiat, l-a secționat și l-a pus la colțul blocului, unde este și acum. Am o mică rugăminte la dumneavoastră. Da? O să discutăm despre acest caz, da? Peste 5-10 minute, da? Am rugămintea, da? Dacă e să reveniți dumneavoastră cu telefon, da? Puțin, da? Mai târziu, da? Pentru că avem imagini cu copacul respectiv, da? Bine, da? Deocamdată să închidem cu cazul ăsta cu Florin Toader, da? Da, 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 da. Mulțumesc frumos pentru înțelegere. Domnul profesor, ați văzut și declarația domnului primar de susținerea domnului Toader. Avem și documentul ăsta aici. V-am mai întrebat și săptămâna trecută, dumneavoastră ați ascultat săptămâna trecută declarațiile fetelor care v-au convins la momentul respectiv. Între timp, una dintre fete și-a retras plângerea făcută la poliție. Are dreptate și primarul într-un fel. Trebuie să ne educăm noi toți să admitem prezumția de nevinovăție, pentru că nu ne putem toți substitui nici organului de poliție, nici procurorului, nici vreunei instanțe de judecată. Nici nu știm dacă fetele vor continua să depună plângeri și să se constituie parte civilă în diferendul ăsta.
Noi ne-am dat niște, ne-am exprimat niște opinii cetățenești, civice, că n-ar fi orașul atât de sărac în oameni cu o conduită civică exemplară, care să ne reprezinte în Consiliul Local. Deci partidele, eu am făcut referire, pentru că e o mare carență la selectarea cadrelor, ce promovăm în ministere, ce promovăm în guvern, ce promovăm în Parlament, pe care dintre noi îi trimitem în Consiliul Local, în Consiliul Județean, în postul de primar, în posturile de viceprimari, în post de prefect. Pentru că de calitatea acestor oameni depinde calitatea vieții noastre. Da. Să citim și câteva din mesajele primite de la telespectatori. Zice cineva acum să ia niște lecitină, domnul primar, de la farmaciile Finului. Da, foarte ironic acest telespectator. Se referă la începutul emisiunii cu declarațiile domnului primar. Mi-aduc aminte că un consilier local, PSD, s-a retras pentru o chestiune derizorie, nu mai știu ce incompatibilitate. Domnul Gubandru? Nu știu, nu era vorba de domnul Gubandru, înainte de acest. Domnul Mihalache. I-am uitat numele, probabil. S-a retras Mihalașcu. Și pe noi ne-a surprins foarte tare că la un partid cu grave probleme, că toate au probleme. Era vorba de o incompatibilitate cu niște lucrări. S-a retras ca să nu aducă prejudicii de imagine partidului. Câtă diferență facă câtă comparație. Câtă diferență între acel domn și situația actuală. Nu s-au terminat oamenii de bună calitate și de bună conduită civică din acest oraș ca să vină cineva de care depinde această selecție a persoanelor, cum la anul vom avea alegeri. Să vedem ce punem pe liste. Dacă nu învățăm nimic acum și nu am învățat nici ieri și nu învățăm nici mâine, nici poimâine, ne vom trezi iar cu tot felul de oameni al căror comportament civic nu îi recomandă pentru a ne reprezenta în mini-parlamentele locale. Bun, cred că domnul Boșcodeală și domnul Jercan nu vorbesc aceeași limbă, dar citim și mesaje de la începutul emisiunii. Sunt de naționalități diferite, așa că au nevoie de un translator. Aduceți-vă aminte de faza cu gratuitatea elevilor din mediul rural pe autobuz. Mulțumim frumos! Iată, vedeți că v-am spus că a mai fost un offside domnul primar de câteva ori când se contrazicea de la o zi la alta sau îi contrazicea pe alții. Bun. Continui citirea mesajelor. Domnul primar Boșcodeală și cu domnișoara Mădălina, consiliera juridică a domnului Florin Toader, știu dânsii foarte bine sau cel mai bine ce s-a întâmplat acolo la Drăgaică. Fetele alea care au făcut plângere, habar n-au. Nici nu erau de față, scrie un alt telespectator ironic. S-a eliberat certificatul Adrianei Colnicianu de la SML? Da, s-a eliberat. Sau a fost mestecat și înghițit de secretara domnului Florin Toader? Un alt mesaj al unui telespectator. Domnul Florin, ce zice acum? S-a bătut singură fata respectivă? Dar domnișoara Mădălina? Da, n-aș vrea să intrăm așa de mult în lucruri de genul ăsta. O întrebare, cine l-a pus pe domnul Florin Toader pe lista consilierilor? Domnul Bioșoda. Dă și răspunsul telespectatorul, nașul, desigur. Un alt mesaj, am înțeles că soția lui Florin Toader are studii superioare, cinste dânsei. Ce studii superioare nu ne lămurește nașul primarul, dar ce importanță are asta în toată această discuție? Și eu sunt de acord că nu contează, adică nu trebuia să mai dezbatem acest caz pentru că soția domnului Toader are facultate? Nu? Sau, poate că are facultate și domnul Florin Toader, sau poate, nu știu, din punctul de vedere că mergem așa, unul care are 3 facultăți, nu, ar avea tot dreptul ca mergând pe stradă să dea 2-3 perechi de palme primei domnișoare pe care o întâlnește. La un om nu este întotdeauna important dacă are facultăți urmate ca studii, ci în primul rând să aibă facultățile mentale integre. Da. Spunea și dumneavoastră, domn profesor, ar avea pe undeva dreptate și domnul Boșcodeală. Înțeleg că
lucrurile în familia Toader în momentul de față nu sunt tocmai roz. Da. Tocmai de asta domnul Florin Toader trebuie să fie foarte atent știind că are o asemenea frumusețe de familie acasă, să ai o asemenea soție cu facultate, da? Și să ai și trei copii mici, înțelegem că un băiețel de două luni, să ai o asemenea frumusețe de familie acasă și tu să creezi posibilitatea de a fi acuzat de lucruri nu tocmai ortodoxe. Un aspect marginal. Un fost președinte al României ne vorbea odată despre capitalismul de cumetrie. Și constata că prea mulți cumetri nași, fini, cumnați, se adună ciorchine, ori se trag unii pe alții în Parlament, ori se trag unii pe alții în consilii locale, ori se trag într-o parte, ori pe la afaceri. Pe unde te duci cuscru Bebe Ionescu-i cu afaceri negre, ginerele, fiica, cumnatul, peste tot și fini, foarte mulți fini. Deci, pentru alegerile de la anul, poate cei care fac selecție la partidele care se vor prezenta în fața alegătorilor cu liste, să mai lase puțin cumetriile și relațiile de familie, că mai putem să ne respectăm și în intimitate, nu neapărat să ne întâlnim. Eu cred că dimpotrivă, să fac invers. Haideți să ne aducem rudele pe listă. Avem un telefon în direct, da? Nu-l mai avem, ne cerem scuze, l-am ținut destul de mult pe telespectator, să mai sune odată și promitem că o să-l introducem în direct. Da, trecem la un alt subiect, marea asfaltare care a picat. Luăm totuși o pauză de publicitate, revenim după câteva minute la celelalte subiecte. Începem cu marea asfaltare și explicațiile pe care le oferă domnul primar Constantin Boșcodeală. De ce a picat acest proiect? Și apoi discutăm puțin și despre creșterea prețului la apă la Buzău, dar și cazul cu pomul tăiat. Revenim!